Salutare tuturor, Stick Slider și bine v-am găsit la ceva special. De ce este special acest videoclip? Pentru că astăzi o să facem un map showcase pe CSGO. Ați auzit bine, vreau să încep o serie de map showcase pe CSGO. Astăzi o să vă prezint mapa Prefire Maps, adică să tragi înainte pe harta DAS2. O să vă las linkul în descriere de la hartă, în caz că nu o găsiți. Și tot ce trebuie să faceți este să apăsați, să fiți logați pe Steam, să aveți cont de CSGO și să apăsați pe cont de subscribe. Vreau să vă anunț că mâine o să fac un giveaway cu 10 conturi de CSGO. Dacă vreți să participați, sunteți liberi. Dacă nu, e ok. O să începem seria asta de Map Showcase. Pentru a continua, am nevoie de like-ul vostru, deci apăsați like-ul în număr cât de mare posibil. Deci ați dat subscribe la harta asta, Prefire Maps DDAS2. O hartă care a apărut recent, vedeți că are și 1000 de like-uri. După ce ați dat în Steam-ul vostru, subscribe la mapa asta, intrați în CSGO liniștiți, cum intru eu acum, și intrați la play aici, dați offline with bots, dați workshop, dați click pe mapă. În caz că nu aveți, dați refresh map list, dați go și începem să jucăm Prefire Maps. E o mamă foarte folositoare, în primul rând că e pe DAS2 și te ajută să câștigi skill. Acum nu vreau să fiu criticat, eu vă prezint doar mapa, nu sunt un jucător cine știe ce, profesionist, o să te omoare boții și nu știu ce. Înainte de toate vreau să știți că acești boți au aimbot, adică o să te nimerească, dacă te văd te nimeresc. Și trebuie să faci chestii ca să treci de ei. Ok, pentru început, haide să începem cu prima asta. Deci, te pune în diferite situații mapa. Ați dat un glonț acolo în B-side. Aici vă alegeți hărțile, să zicem că sunteți terorist. Sunteți în T-side. Și, în prima oară nu o să trag, o să vă arăt despre ce e vorba. Deci, sunt oameni unde ar sta un om obișnuit. Vedeți? La mașini merește cu pistolul, fiți atenți. Deci eu trec așa. Și sunt doi oameni. Unul acolo, unul acolo. Unul aici, mai unul acolo, sunt oameni, vedeți acolo sunt 2, 4, 6, sunt 6 oameni, 12 oameni, vedeți acolo. Și voi trebuie să vă alegeți arma și să-i învingeți și vă spune la sfârșit scorul. Hai să vedem și noi dacă reușesc. Ok, am început prost, dar o să încerc de 2-3 ori și m-au învins. Deci țineți minte, boții au aimbot. Va fi destul de greu. Bă, pe bune, n-l-a tras de... Deci uitați, nu mă vede, dar trage mine. Ok. N-am început eu prea bine, dar acum mă supăr. Ok, și acum e acum. Pentru că eu am mai jucat harta, e unul aici în stânga. Care o să vă deranjeze, sigur. Vedeți acolo unul sai, nici măcar nu l-am văzut, pe bune. Și încercați așa de multe ori până vă antrenați și vă iese, ok. Mă enervai acolo și a dat un spray. Dar puteți să încercați și cu AVP-ul. Poate cu AVP-ul e mai ușor, dar sunt mulți care stau aproape și în locuri imposibile. Nu mai ușor cu AVP-ul, adică... Și eu unul aici, aia mă supără cel mai mult. Deci ați văzut și m-a luat. Nici nu mă vede, vedeți? Ia uitați. Vedeți? Am aimbot. Și va fi destul de greu să-i învingeți, adică când o să-i învingeți, o să faceți progrese. Și mai sunt destui de mulți, cred că e la mașină unul. Unul la ușă. Deci uitați, trage și pe-n cutie. Cred că nu funcționează asta. Bot shark, ok. Și mai sunt 3 oameni. Habar n-ai unde sunt, dar bănuiesc că sunt la mașină.
și ăla de unde ieși, mă, mâncați aș gura. Totul e să faceți repede. Mă, sunt oameni și... Bă, ce să faceți, mă, repede? Ce, mă, ce faceți repede? Deci uita... Și faceți repede. Hai, mai încercăm o dată, o singură dată, dacă nu ne iese, nu ne iese aia. Ok, am dat fail. Încă o dată, mă rog. Cred că trebuie să ne folosim și de zbog. Și nu trebuie să încărcați, asta ești becher. Luat în site-i cam brutal, ești nebun. Deci uitați, nici nu mă vede. Ok, hai să încercăm și alt site, pentru că v-ați prezis și ați înțeles ideea. Dăm alt site. Dăm aici hub, dăm glonț în hub, așteptăm. Și aici vă antrenați la capeu. Cred că suntem un B aici, undeva. Ok, hai să vedem short-ul. Ăsta e mai un short-ul. Vedem mai mult short-ul. Am tras vreo 20 de glonțe mâna. Văd că e unul acolo. Și s-ar putea să da și un smoke așa frumos. Da, smoke-ul acolo în site și uite aici e unul. Bă, ce de bă nu nimeresc. Cred că sunt mai proști pe short. Nu dăm trage, mă. Deci uitați, aici sunt mult mai proști. Și mai e 1v1. Unde dracu o fi ăla? Ok, your time. 1 și 0. Trebuie să faci timpul cât mai bun aici. Cred că am dat din nou unde e hub-ul ăla. Deci ați văzut pe short. Acum trecem pe long. Ok, pe long ar fi mai ideal cu arma de asta. Cred că îi dedui de 3 ori în capul ăia. Ok. Aici nu e nimeni. Nu cred că... Ei presupun că nu o să stea nimeni aici. Deci aici nici măcar nu stai tins pe lung. Deci acolo un B a pus ca lumea. Deci a pus greutatea ca lumea. Uite, ăsta nu face nimic, uitați. Deci nu făcea nimic ăla, pe bune. Și aici o să dați voi un smoke, pau. Dar o să știți că e cineva la mașină, întotdeauna. Ăla înainte să moară, mă pușc. I-ați văzut unul acolo, unul site. E frumos. Și mai sunt doi. Cred că e unul jos aici. Uite la acolo. Și unul. Și nu mai e unul city. Sper să-i dau cap pe ud în prima să nu mă moare, că mă fac de râs. Ok, time. 1.32. Și dacă faceți timpul ăsta cât mai rapid, o să avansați. Așa spune harta. Ok, ați văzut long, ați văzut short, mai încercăm o dată B. Sunt dezamăgit pentru că n-am reușit în B. Adică e destul de greu să intri, fiți atenți. Deci, B-ul e mai greu de, e mai greu de putea.
ascultați muzică, vă antrenați ușor cu AVP-ul, habar n-am. Deci aici pur și simplu nu pot. Ăla din site e prea brutal, deci l-a făcut pe ăla din site. Deci trage înainte să ies, pe bune, el știe tot. Unul la geam. Mai e unul acolo. Încerc așa să dau, poate nimeresc. Na, nu o să-l nimerez vreodată. Ok, aici s-ar putea să fie unul la ușă. Ok, frumos. La mașină, aici stă cineva mereu. La mașină, ok, mai sunt 3 oameni. Cred că mai e unul aici. Și aici la gar nu ne-am uitat, pe bune. Hai, facem o dată repede. Cred că mapa asta provoacă dependență. Ați văzut despre ce e vorba, destul de simplă. Habar n-am de ce nu pot să fac B-ul, pentru că e destul de greu, cred eu. Și de ăla. Ok, cred că asta a fost mapa pentru astăzi, de v-am arătat-o, ia să vedem. Deci nu poți, să te duci la city, adică să dai defense pentru că ei nu o să atace, în enemy, ok, static bots. Nu uitați de like în cazul în care mai doriți hărți, știu că voi fi criticat, bă, nu ai putut să intri în B cu boții, dar boții aceia au aimbot. Adică au un script instalat să îți dea numai la joale. În cazul în care te văd, pentru că joacă și cu pistolul. Dacă jucau cu arme, vă dați seama care era treaba. Eu am fost Xlader, mulțumesc pentru atenție, la revedere, pa, pa!